Filmăm pentru dumneavoastră un moment emoționant din viața profesorului Rotuna. Profesorul, împreună cu alți colegi, sărbătorește 50 de ani de la absolvirea liceului. I-am spus să amintească, am fost golgheterul diviziei în 31. Hei, tinerete, uite repede, uite repede. Dragomir Pânzaru, prezent. Dragomir Pânzaru, cunoscut om de știință, profesor universitar. N-am vrut. Acum e scurt circuit. Sigur, înainte a fost altceva, cu totul altceva. Aș vrea să vă rog să-mi permiteți să vă fac o mărturisire, o confidență. Lucrez. Alo? Bună seara. Vă rog să mă scuzați, poate că e prea târziu. Nu facem nimic. Nu? Voiam să vă mulțumesc. Să știți că am primit multe telefoane. Se pare că emisiunea a plăcut. Da, am fost emoționat. Șeful meu mi-a cerut ca pentru luna următoare să pregătesc ceva care să fie un fel de contrapunct. Ceva cu tinerii care au preluat ștafeta. Despre fii și nepoții promoției dumneavoastră. Sau poate o masă rotundă tinerii despre... Bătrâni? Da, ăsta e cuvântul. Alo? Vă rog să mă scuzați, n-am vrut să... Alo? Iertați-mă. Dați-mi un telefon dacă doriți să ne mai vedem. Da, noapte bună, domnișoară, și mulțumiri.